În cartea Iov, la capitolul 7 cu versetul 17, stă scris Ce este omul ca să-ți pese atât de mult de el, ca să iei seama la el? La început, omul a fost înzestrat cu puteri nobile și cu o minte bine echilibrată. Ca ființă, el era desăvârșit și în deplină armonie cu Dumnezeu. Gândurile lui erau curate, iar scopurile sale sfinte. Dar, prin neascultare, puterile sale au ajuns pervertite, iar egoismul a luat locul iubirii. Prin păcat, el a ajuns atât de slab încât îi era imposibil, în propria sa putere, să reziste puterii răului. El a devenit rob al lui Satana. Și ar fi rămas astfel pentru totdeauna, dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în mod special. A fost scopul ispiritorului de a zădărnici planul divin prin crearea omului și a umple pământul cu vaiet și pustiire, ca apoi, arătând spre toate aceste rele, să le prezinte ca fiind. Rezultatul faptului că Dumnezeu a creat pe om. Hristos avea mereu înaintea ochilor rezultatul misiunii sale. Viața sa pământească, plină de atâta trudă și jetfire de sine, era înviorată la gândul că toată această muncă a sa nu va fi în zadar. Dându-și viața pentru viața oamenilor. El avea să restabilească în om chipul lui Dumnezeu. El avea să ne ridice din țărână, să ne remodeleze caracterul după modelul propriului său caracter și să-l înfrumusețeze cu propria sa slavă. Când cei din poporul lui Dumnezeu lucrează sârguincios, smerit și cu jertfire de sine. Ei câștigă o răsplată bogată. Binecuvântarea faptelor bune îi va urma în veșnicie pe aceea care se tăgăduiesc pe sine pentru mântuitorul lor. Când cei răscumpărați vor sta în jurul tronului lui Dumnezeu, aceia care au fost salvați din păcat și ticăloșie, vor veni la aceia care au lucrat pentru ei, cu cuvinte de mulțumire spunând eram fără Dumnezeu și fără speranță în lume. Pieream în stricăciune și păcat. Flămânzeam după hrana trupească și sufletească. Voi ați venit la mine cu iubire și milă. M-ați hrănit și m-ați îmbrăcat. Mi-ați arătat pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ce este omul? Este copil al lui Dumnezeu creat din dragoste și răscumpărat prin jertfa de plină a Domnului Isus Hristos spre slava sa. Haideți să medităm la valoarea pe care o are omul în ochii lui Dumnezeu.